Am văzut că actualul ministru își propune ca până în septembrie, cel puțin, avem 10,4 milioane de români vaccinați. La cum vedeți dumneavoastră că decurg lucrurile acum, este posibil să avem în septembrie 10,4 milioane de vaccinați? Este posibil în condițiile în care reașezăm vaccinarea și rapelul, reașezăm aceste grupe populaționale și reglăm și aportul dozelor de vaccin cu firmele producătoare prin intermediul Comisiei Europene. În măsura în care ne facem evaluare după fiecare grupă populațională, evaluare după fiecare trimestru, putem să ne adaptăm și să aducem și termenul, eu știu, de septembrie-octombrie în care să fi vaccinat acea marjă de 60% în care să putem asigura imunizarea populației. De ce posibil? Este posibil. Mulți medici spun că cea de-a doua etapă e practic problema și e mult mai dificil în a doua etapă decât acolo, în prima etapă, unde știm că s-au vaccinat medici care oricum erau cei din linia întâi, da, așa numiți cei din linia întâi în lupta cu coronavirusul. În cea de-a doua etapă e puțin mai dificil. Este un efort suplimentar în cea de-a doua etapă, aici intervenind medicina de familie. Aici avem acele persoane care sunt în monitorizarea medicului de familie, sunt cele peste 65 de ani, sunt cele cu comorbidități, sunt categoriile de risc. Aici cred că o mai bună legătură cu medicina de familie, o mai bună legătură cu Direcția de Sănătate Publică, fac ca această categorie să fie relativ bine programată, atât pentru vaccin cât și pentru rapel. În altă ordine de idei, trebuie să înțelegem că acum, în primele etape, sunt cei care au venit voluntar. Greul de-abia acum începe, fiindcă va trebui coroborat cu o campanie de informare, ca să nu spun convingere, atât de la nivel ministerial, atât de la nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activității de Vaccinare, cât și la nivelul medicilor de familie sau Direcției de Sănătate Publică. Rămân în continuare pe opinia că la medicul de familie este cheia în acest moment.